Astăzi sunt la depozit, voi lucra toată ziua aici. Firma a crescut foarte mult în ultimii ani și e o presiune foarte mare pe colegii care lucrează în depozit, pentru că au foarte, foarte multă marfă de livrat, marfă de stivuit, de așezat și totul se petrece în mare parte afară, la temperatura ambientală, fie că e cald, fie că e frig. Vreau să văd cât de greu le este să reziste la ceea ce atât natura, dar și munca, propriu-zisă, le oferă. Salut, da! Cum te cheamă? Încântat, da. Încântat. Azi lucrăm împreună. Da, așa am înțeles. La treabă. Da, da, da. Asta e depozitul aici, lucrăm. E bine că e răcoare aici, nu? Da. Haideți să-ți dau un echipament, să te pregătești și să începem. Mă numesc Onu Liviu Georgian, am 28 de ani și lucrez în depozitul Gealan. Eu coletez marfă, lucrez pe stivuitor, pregătim containerul de metal, punem profilele de PVC în el. Când se umple containerul, îl sigilăm și pleacă la livrare. Perfect. Gata, containerul e pregătit. Acum mergem să luăm o dispoziție de livrare pentru pregătirea mărfurilor, în care găsim toate datele necesare. Okay. Asta este codul. 8038 este geometria profilului. Produsele noastre nu au locație fixă. De obicei, în zona asta este 8038. Lipsește sistemul informatic care să ne spună exact unde sunt profilele în depozit. Uite, asta este. O să le înveți în timp. Am înțeles. Da. La momentul ăsta nu prea sunt erori, pentru că oamenii sunt foarte experimentați și știu despre ce e vorba. Dar dacă ar fi angajați mai noi, lucrurile ar fi probleme. Pentru unul ca mine, care am lucrat ca angajat nou, n-aș reuși să mă descurc nici după multe luni. Deci, articolul ăsta l-am terminat. Așa, super. Trecem la următorul. 8032-23S200. Mă rog, ăsta e fix aici, lângă. Da, avem noroc. Aici, 10 bucăți. Cum e, vă că le știi? De cât timp lucrezi pe aici? De aproximativ 3 ani, cam așa. Acum mergem la următorul. Tot 10 bucăți, vă? Tot 10 bucăți, 72-24. Ha, că eu sunt cu mapa, văd. O punem pe aici. Caldare afară. Caldare afară. Cald, da, da. Și de-abia începe. 6002. Iau eu de aici, da? Da, da, da. Eu prind de la capăt. Hai. Șapte avem. Încă 3. Și ne mai uităm pe dispoziție. E din ce în ce mai cald afară, mai intrăm înăuntru și ne bucurăm când avem de luat și profile din interior, pentru că înăuntru se simte un pic mai răcoare, este și un ventilator. Câteodată mai ascultăm și radio și muzică, depinde. Da? Da. Îți place muzica? Da, da. Hip-hop în general. Serios? Da. Și ce asculti? Da, mai sincer, trap așa, rap, de toate. Îmi place și 50 Cent și ăștia mai vechi, știi? Cred că vine în România 50 Cent. Da? Dacă n-am auzit. Așa m-am prins. Tare, tare, tare. Da. Liviu e un băiat foarte deschis. M-a surprins cât de deschis este, cât de zâmbitor, cu cât deschidere m-a primit în echipă, practic, și cât de comunicativ a fost. Pe 24 august acum o să am nuntă. Și sunt în pregătire. Păi, ești soția ta sau nu ești în căsătorie? Am făcut cununia civilă și acum facem nunta religioasă și petrecerea, știi? Păi mai un pic, nu? Da, da. Sunt în căutare de costum, de toate, că mai am. Eu cu soția mea suntem împreună de 6 ani. Mergem pe 7. Am cunoscut-o într-un grup de prieteni, am ieșit la întâlnire și de acolo e istorie. Dar abia aștept să se termine. Nunta? Da. E stresat? Da. Pare că este un pic emoționat, mai ales pe partea de organizare, dar în același timp îl simt și foarte bucuros. Comenzile vin una după alta și, cu toată bună dispoziția lui Liviu, șeful sub acoperire începe să aibă probleme cu temperatura de afară. Acum tot așa, ne uităm pe dispoziție,
Uite ăsta, 614400G. Bate soarele din ce în ce mai puternic, nu prea mai găsești umbra prin curte și cam lucrez cu capul soare, la propriu. Am zis să nu luăm așa din prima zi. Văd că ai mult și oricum așa. De la transpirație chiar am emoții că barba sau mustața mi s-ar putea desprinde și na, să fiu recunoscut. E mai greu acum. Mai greu, da. Tu lucrezi și peste viitor? Da, mai lucrez și peste viitor. Și mai ok? Da. Mi-a plăcut, nu? Da, da, da. Liviu mi-a arătat un pic și cu stivuitorul. Din afară poate pare mai simplu, sunt foarte multe manete, e destul de complicat și mă și bucur că nu m-a invitat să fac eu ceva, mai ales că nu sunt autorizat să fac. Văd că se descurcă bine cu motostivuitorul, dar cred că merge mult prea repede, ceea ce nu e bine. Arșița de afară devine de nesuportat. Am transpirat din ce în ce mai tare. Cred că sunt în jur de 40 de grade, ne topim, cel puțin eu, care nu sunt antrenat. După o scurtă pauză la răcoare și un pahar cu apă rece, Liviu îl pune din nou la treabă pe noul coleg. Vin aici, jos. Așa. Și acum trebuie să o iau singur, nu? Teoretic, da, trebuie să iei singur. Hai să văd. Așa. Jos la primire, cu mâinile ridicate în sus și cu bara de 10, 12, 15 kg cât are, devine complicată situația la început până te echilibrezi. Trebuie să o echilibrezi, doar. Da, da, asta e toată schema, să echilibrezi. Ia. Asta o să fie un pic mai grea. Ia. Să te duci așa, cu ea încolo, așa. E un pic mai grea, într-adevăr. Da. Anumite profile chiar sunt din ce în ce mai grele. Sunt tocurile de uși și e de muncă, e de muncă. Le simți în fiecare mușchi. Cred că e mai ușor aici decât la primire jos. Chiar mi-a plăcut ziua de azi cu el. Multă muncă, dar plăcută până la urmă, și afară și înăuntru. La momentul ăsta aș încerca să evit munca de afară cât mai mult. Atât pe timpul verii, cât și pe timpul iernii. Trebuie construit o hală mare care să cuprindă cât mai mult din activitatea colegilor din logistică.